Mister alimentat de o tăcere de plină în cazul tragediei de la Sângerea. Familia, rudele, poliția, foștii colegi de partid, toți refuză să comenteze decesul lui Mihai Lari, fostul primar din localitate care s-ar fi sinucis duminică. Singura evoluție ține de trecerea dosarului din responsabilitatea poliției botanică la cea municipal, sub coordonarea procuraturii. Noi am dispus începerea urmăririi penale, urmărind un singur scop, să ucidem toate circumstanțele în cazul respectiv și să avem posibilitatea să utilizăm toate pârghiile procesuale și toate posibilitățile prevăzute reglementate de codul de procedură penală pentru a administra probe în scopul eluciderii circumstanțelor cazului. Versiunea de bază este ucid. După 32 de ore de la tragedie, circumstanțele rămân ascunse. Nu este clar unde a fost găsit cadavrul, dacă pistolul era sau nu lângă victimă și nici măcar dacă a fost găsit cartușul pe care poliția îl căuta ieri. La moment, fără câteva comentarii. La moment, eu nu vă comentez situația respectivă. Certificatul de deces pe care trebuie indicată cauza decesului încă nu a fost eliberat. Eu încă n-am întocmit nici actul de deces. Haideți, eu să nu vorbesc prin telefon. O zi bună. Vestea sinuciderii primarului Mihai Lari a lovit ca un trăsnet ieri pe la prânz. Zvonurile sunt diverse și unele chiar halucinante. Un vecin susține că arma primarului era în dulap și foarte mulți au declarat că nu au auzit nicio împușcătură. La fel de controversat a fost decesul deputatului Ion Butmalai în decembrie 2014. Dosarul a fost clasat